ce părere aveți despre această primă ediție a Cupei Ligii? O părere bună, o organizare bună, meciuri care ne prind bine pentru, mai ales pentru noi care suntem angrenați și în returul campionatului, plus cele 6 meciuri din grupele EHF, respectiv grupa D, care facem parte cu Magdeburg, Nant și Beşiktaş. M-a impresionat organizarea la o primă ediție, e ok. Ce își propune Bacău în acest sezon? Ați făcut câteva traseuri importante, Georgescu, Novang, jucător cu experiență în campionatul nostru. Când va putea întrerupe știința hegemonia HCM-ului? Sperăm, nu pornim de la ideea asta de antrenor, sperăm într-un campionat cât mai echilibrat. Și tocmai în ideea asta ne-am întărit și ne întărim în continuare. Sigur că obiectivul nostru viitor, poate chiar pentru la anul, ne propunem să ne batem la titlu. Deja am mai făcut o achiziție acum, începând din săptămâna viitoare, l-avem pe spaniolul Moya, care a jucat la CSM și chiar aseară a sosit cu avionul, se află deja cu noi, sunt toate la parte. Și o să mai încercăm ceva achiziții. Colin a fost plecat la... Colin Eleodor Voica, Colin spaniol, la campionatul mondial acum. Pentru a mai ochi ceva jucători. Acum să vedem ce înseamnă federația. Mă gândesc de la anul la câți jucători străini o să avem voie să folosim în timpul campionatului. Credeți că asta este soluția, aducerea unui jucător important de afară? Păi, până acum ce am făcut? S-au plimbat jucători de la o echipă la alta, i-au luat cam un grup de 7-8 jucători, i-au plimbat de la o echipă la alta și de crescut. Ce s-a crescut? E normal, dacă vin jucători din afară, eu sunt sigur că va crește și valoarea campionatului. Ne uităm la fotbal în Spania, sunt campion mondial, în toate echipele de cluburi sunt jucători străini, slavă Domnului. Ce restricții sunt și pe cine ar deranja chestia asta? Știința Bacău e de câțiva ani în, să zicem, în topul handbalului românesc. Credeți că va rezista, nu știu, 10 ani? Adică există un proiect solid la Știința Bacău, pentru că au fost și echipe gen CSM care au avut perioada de bune și după aceea s-au desfințat. Adică au fost proiecte bune. Îl putem considera deja un proiect al lui, a început acum 6 ani, în treptat am avut 3 participări în, sau 4, dacă nu mă șel, în Challenge Cup, am avut calificări în semifinala, am fost la un pas de a juca finala Challenge Cup, acum suntem în premieră în formatul nou EHF în cupele europene. Ne gândim la formarea unui club, nu s-a putut acum în... că trebuie în an competițional, era bine dacă se potrivea cu an calendaristic. Poate din vară o să se numească HCM Bacău, Handball Club Municipal Bacău, în care va include grupele deja existente acum de juniori, 3 juniori, 2 juniori, 1 echipă de divizia plus echipa de Liga. Și atunci putem spune că deja avem copii pe care îi creștem și de viitor. La Bacău va exista o sală de 7.000 de locuri. Cât de important va fi acest lucru pentru dezvoltarea handbalului în toată regiunea? Sala e în construcție. S-ar părea că la fin de anului viitor o să fie gata. Deja EHF-ul a făcut o inspecție la sala respectivă. E trecut în program pentru organizarea competițiilor la început minore și după aia majore, sigur că o să fie important. Important, cel mai important e să umplem noi acum sala și sala de la Bacău se cam umple de obicei, cred că avem o medie dintre cele mai ridicate din țară. Și cu un joc bun să atragem spectatori și viitorii practicanți ai acestui frumos sport.
sala, sigur că va atrage competiții interne și internaționale, lucru care e benefic și pe plan local și pe plan național. Veți face lobby pe lângă federație să aducă acolo organizarea, nu știu, unui campionat de, european de tineret la început sau ceva de genul? Păi sigur că o să facem, pentru că odată ce ai ce să oferi, sigur că se va întâmpla acest lucru și federația, practic, câte săli o să fie la momentul când o să termine cea mai modernă din țară. Și împreună cu alte săli poate organizăm un campionat final de, să zicem, juniori 1, tineret, apoi orice început. Pas cu pas. Pas cu pas, sigur. Foarte mult. Da, mulțumim.